Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andreea, iar invitata mea de astăzi este doamna dr. Diana Manolescu, medic primar radiolog și conferențiar universitar doctor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc de invitație. Îmi face plăcere să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Bine ați venit! Doamna doctor, cancerul continuă să rămână, în ciuda tuturor cercetărilor, una dintre cele mai complexe boli, iar una dintre cele mai frecvente localizări ale acestei afecțiuni este la nivelul sânului. V-aș ruga să ne spuneți, pentru început, care este incidența cancerului mamar, dacă este să ne raportăm la țara noastră. Da, e bine că ați adus acest subiect în discuție, pentru că din datele care există și sunt publicate pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, de exemplu, și care adună și face acest calcul de risc, de fapt, și de incidența neoplaziei mamare, din păcate, cancerul de sân este cea mai frecventă maladie de tip malign în cadrul sexului feminin. Deci, doamnele, din păcate, este cel mai frecvent cancer la femei, iar există o rată de diagnostic, să spun așa, de identificare de cazuri noi, cel puțin în România, dar și în restul țărilor, destul de crescut. Acum, în ceea ce privește, să spun așa, gradul de supraviețuire, pentru că asta calculăm în cazul unui pacient sau asta apreciem, de fapt, care este riscul de mortalitate, și acest calcul se face printr-o analiză a supraviețuirii la 5 ani de zile din momentul diagnosticului. În cazul neoplaziei mamare, pentru o pacientă, pentru o doamnă care descoperă un nodul la sân, dacă această neoplazie sau cancerul este descoperit în stadii incipiente, adică nodulul este cu localizare strict la nivelul sânului, supraviețuirea la 5 ani de zile este de peste 99%. Deci vorbim de un grad de supraviețuire ridicat. Însă, dacă, de exemplu, există o afectare a ganglionilor sateliți, adică o extensie a neoplaziei, a cancerului în afara sânului, că vorbim de axilă sau, din păcate, de această situație de metastazare, pentru că, sigur, și în cazul neoplaziei de sân putem vorbi de metastaze, rata de supraviețuire la 5 ani de zile scade dramatic la 30%. Deci vedem deja, da, una din trei paciente poate să supraviețuiască la 5 ani de zile dacă descoperim acest cancer într-un stadiu avansat. De aceea este și important să vorbim și să conștientizăm de această maladie și sigur să vorbim astăzi și despre posibilitatea unei descoperiri într-un stadiu cât mai precoce a neoplaziei mamare. Da, și din câte știu, în țara noastră se derulează deja un program de screening în vederea prevenției și combaterii cancerului de sân. Ce ne puteți spune despre acesta? Da, și Spitalul Victor Babeș este implicat alături de Spitalul Municipal și de Spitalul de Institut Oncologic Chiricuță din Cluj-Napoca în acest program pilot de neoplazie și de depistare precoce, screening ca termen general, dar asta înseamnă o depistare a eventualelor situații de neoplazie în cazul pacientelor sau doamnelor, de fapt, că nu vorbim de paciente, de doamne care nu au istoric de o neoplazie mamară sau nu au un diagnostic anterior de cancer la sân. Deci, într-o populație pe care o considerăm la risc, dar care nu are încă un diagnostic de cancer mamar. Persoanele la risc care sunt sau, să spun așa, grupul țintă de femei sunt doamnele peste 50 de ani până la 69 de ani, care nu cunosc, dar nu s-au un diagnostic de cancer mamar și care sunt incluse în acest program de screening și de depistare a neoplaziei mamare. Ne puteți spune, vă rog, care sunt principalii factori de risc în dezvoltarea cancerului de sân? Sigur, există factorii personali care țin până la urmă de mediu și de factorii personali a fiecarei femei în parte. Vorbim aici de un status hormonal, vorbim de
prezența sau nu a sarcinilor, a lăptării și așa mai departe, dar ce este foarte important de menționat este predispoziția genetică, adică riscul de transmitere acestei mutații în rândul sexului feminin, deci vorbim de mame care au, adică persoane, femei care au mama, sora, bunica cu diagnostic de cancer de sân. Deja vorbim de o categorie specială de femei care se află la risc de a purta această mutație genetică responsabilă pe de o parte de un număr destul de mare de cancere mamare. Nu este singura, dar este una dintre factorul cel mai frecvent de apariția neoplaziei mamare. În urma unor studii a reieșit faptul că obezitatea este asociată cu acest tip de cancer. Ne puteți spune în ce măsură stilul de viață este important dacă e să ne referim la prevenție în cazul acestei boli? Sigur că da. Stilul de viață ne agresează, să spun așa, pe mai multe linii. Linia mamară sau apariția neoplaziei mamare poate să fie una dintre ele. Nu știm niciodată care trigger este declanșat, deci un stil de viață nesănătos, un abuz de orice fel, stresul cotidian sau un stres cronic ne ridică, știu și eu, această problemă și nu știm, din păcate asta este, pentru că nu știm niciodată unde se declanșează și care este triggerul, unde poate să apară. Sigur că neoplazia mamară, ca și frecvență, este mare și atunci putem să identificăm din acest considerent sau să avem această asociere a unui stil de viață nesănătos cu apariția diferitelor forme de cancer, sigur că da. Care sunt cele mai importante metode de diagnostic imagistic, dacă este să ne referim la cancerul de sân? Ne bucurăm de o paletă destul de largă, să spun așa, de a aborda o pacientă pentru un examen mamar. Trebuie să facem o precizare. Vorbim de această identificare, de acest screening, adică la o persoană care nu se știe cu afectare sau cu alte leziuni la nivelul sânului, vorbim de persoane care au identificat și sunt în perioada de monitorizare sau vorbim de paciente care au avut un diagnostic de cancer mamar, au survenit diferite tratamente, că vorbim de tratamentul chimioradioterapeutic sau vorbim de chiar de intervenția chirurgicală și sunt în perioada de monitorizare după un diagnostic sau după o linie terapeutică pentru un cancer mamar. Deci în fiecare etapă abordul imagistei poate să fie diferit și este și normal să fie așa. Și dacă e să le luăm, să spun, pe rând, dacă vorbim de o doamnă, de o femeie care nu cunoaște să aibă un istoric, poate are doar un istoric în familie de neoplazie mamară care trebuie monitorizată, atunci, în funcție de vârsta pacientei, există ca primă intenție de evaluare imagistică două linii. De obicei, sub 40 de ani se preferă ecografia mamară, pentru că este o metodă care nu iradiază și care oferă o calitate a informației foarte ridicată. Se observă direct țesutul mamar, glanda mamară, dacă există sau nu modificări, dacă există o afectare în zona axilei, da? Pentru că acolo pot să apară o, să spun așa, stația satelită, prima stația satelită în momentul în care un cancer mamar pleacă. Iar ecografia este o metodă foarte disponibilă din punctul acesta de vedere, pentru că aparatura este destul de ușor de procurat, să spun așa, poate fi făcut în cabinetul medicului endocrinolog, radiolog, senolog, persoane care se ocupă de o monitorizare a doamnelor în sfera mamară. Sau peste 50 de ani, așa cum am spus și mai devreme, vorbim de prima evaluare sub forma unei mamografii. Mamografia este, în traducere liberă, da, să înțeleagă toate doamnele, este o radiografie a sânului. Acest tip de investigație folosește radiația X ca în scop de diagnostic. Este o metodă iradiantă, asta trebuie să știe pacienta, și oferă
date legate de structura sânului, dacă sânul este degenerat lipomatos, spunem noi, pentru că odată cu trecerea în vârstă, glanda mamară se atrofiază și atunci țesutul sânului este înlocuit de fapt de țesut adipos. Dacă se face această analiză de structura sânului, și se notează ca pe orice altă radiografie dacă apar sau nu modificări în plus față de cele normale. Și sigur, în funcție de ceea ce medicul radiolog observă pe acest tip de investigație, pacienta primește un cod. Da, se codează această investigație, aceste probabil doamnele care ne urmăresc și au făcut acest tip de investigații, poate au primit un buletin și s-au întrebat ce reprezintă, poate că ar fi bine să le explicăm. Sunt două coduri care se notează pe un examen mamografic. Este codul ACR, care este codul de analiză a acestei densități a sânului, și codul BIRATS, care variază sigur de la 0 la 6, în care 0 este o metodă, să spun așa, neconcludentă și atunci avem nevoie de investigații suplimentare. Un cod 1 este codul normal, adică s-a făcut un examen mamografic și mamografia este în limite normale, nu pune probleme. Un BIRATS 2 înseamnă că medicul radiolog a observat leziuni la nivelul sânului, dar acestea prezintă caractere benigne. BIRATS 3 este un cod intermediar, se numește în terminologia noastră, și în care pacienta este recomandat să facă monitorizare de mai scurtă durată, de obicei sub 6 luni se repetă investigația și se recalculează acest scor. Deja de la un scor BIRATS 4 în sus, până la 5, 4-5, de exemplu, deja riscul sau suspiciunea de malignitate crește, iar recomandarea este de biopsie a leziunilor sau a leziunii sau leziunilor care se observă. Codul BIRATS 6 este un cod care îl utilizăm pentru pacientele care deja au o afectare la nivelul sânului și au fost confirmată neoplazia printr-o biopsie mamară. Sunt, de exemplu, persoanele care au deja un diagnostic de cancer, au făcut o linie terapeutică și știm acest lucru și le monitorizăm prin examenul mamografic. Deci acestea vorbind de cele două tipuri mari de metode de evaluare a sânului, fiecare, sigur, ca primă intenție în funcție de vârsta și de riscul personal al fiecărei paciente. O depistare precoce crește rata supraviețuirii și în cazul cancerului de sân. Ne puteți spune, vă rog, cât de importantă este autoexaminarea și cât de util ar fi ca femeile să facă o rutină din acest lucru? Este foarte importantă pentru că este la îndemâna noastră. Fiecare femeie își cunoaște sânii mai bine decât oricine. Este și o rutină a noastră în fiecare zi, este și ar trebui să fie, sigur. Ea se poate desfășura dimineața, după duș, înainte de îmbrăcare și înainte să ne începem activitatea de zi cu zi, pentru că, până la urmă, sunt doamne cu copii, poate au nepoți, intrăm într-o activitate de a merge la un job, la un serviciu și atunci cred că dimineața e momentul nostru cu noi, să spun așa. Durează câteva minute sau 1-2 minute, este de a evalua și de a palpa sânul, sigur, plecând din regiunea areolei mamare a mamelonului și continuând în cadrane, ca atunci când urmărim ceasul, da, de la 12 înapoi, și apoi se cu mâna ridicată, sigur, deasupra capului, aceasta este poziția de palpare a sânului, apoi cu brațul așezat în șold, se face o palpare mai profundă în axilă, în subsoară. Același procedeu îl examinăm ulterior și pe celălalt sân. Este foarte important dacă pacienta sau doamna simte o modificare, dacă sânul, nu știu, are un nodul, are o zonă care se pare că nu este normală, poate să observe dacă este mobilă, dacă poate să o prindă între degete și poate să o miște. Tot timpul dau exemplu acesta, parcă ai simțit și încerci să o miști în sân să vezi dacă se mișcă sau nu. Dacă este dureros sau nu la palpare, iar este un lucru important, dacă apar sau nu modificări pe tegument,
orice modificare de culoare, orice modificare de structură sau de retracție a mamelonului trebuie să ne, să ne ridice un semn de alarmă și să fie primul lucru, trebuie sunat medicul și făcut un examen medical consistent. Este la îndemână și putem să-l folosim și trebuie să intre în rutina noastră a femeilor acest lucru de palpare și de evaluare a sânului. Când anume trebuie o femeie neapărat să... Care este acea situație în care trebuie să-și facă un examen de verificare a sânilor? Poate să apară, așa cum am spus, se poate începe după vârsta de 40 de ani printr-o ecografie a sânului anuală. Dacă există un risc de neoplazie sau un istoric de neoplazie în familie, pe linia maternă sau de altă neoplazie, atunci ar trebui făcut un consult sau evaluare cu un medic genetician sau întrebat pur și simplu medicul de familie de riscurile care există și atunci această metodă de ecografie poate să înceapă și mai devreme, de această evaluare anuală poate să înceapă și mai repede, de 40 de ani. Dacă nu există nicio modificare sau niciun modificare a sânului, nimic care să ne supere, nimic în istoricul nostru de familie, atunci se recomandă, așa cum am spus, de la 40 de ani, în fiecare an, măcar o ecografie, ecografie mamară. Și în funcție de acest punct de plecare inițial, dacă sau nu se identifică leziuni, așa cum am spus mai devreme, există o codare a sânului. Dacă aspectele sunt normale, atunci ne vedem peste un an de zile cu doamna și reluăm investigația. Dacă nu, atunci, sigur, în funcție de fiecare caz în parte, lucrurile se gestionează diferit. Ne puteți spune, vă rog, care sunt riscurile în situația în care o femeie amână prezentarea la medic pentru evaluare? Trebuie să știm că vorbim de sânii noștri, reprezintă o parte foarte importantă legată și de feminitate, de încrederea fiecarei femei în sine și nu ar trebui să intre în categoria de pudoare, de exemplu, da? De ce? Pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, simpla palpare poate să fie primul semn care să ne trimită la doctor și de ce nu? Mai bine să excludem lucruri care nu sunt decât să le descoperim în stadii tardive. Din păcate, apariția neoplaziei sau vârsta de apariție a neoplaziei, din păcate, spun, a scăzut mult, adică unde eram noi obișnuiți cu vârste, nu știu, peste 50 de ani ca și frecvență, acum deja vorbim sub 40 de ani sau în jurul vârstei de 40 de ani, deci există, din păcate, acest trend de a scădea cu o decadă vârsta de apariție, lucru care ridică așa un mare semn de alarmă și ar trebui să ne concentrăm, așa cum am spus, pe palparea sânului, pe consulturile periodice să le facem, adică durează sub jumătate de oră o programare anterior, o ecografie mamară, dacă lucrurile sunt în regulă, suntem liniștite și noi. Riscul de a fi delăsător cu sănătatea noastră și mai ales cu evaluarea sânului este de a descoperi această neoplazie în stadii avansate. Am întâlnit, sigur, situații în care pacienta a venit atât de târziu încât deja au fost semnele obiective, adică roșiață la nivelul sânului, zona îndurată, apare ca așa ca un aspectul de coajă de portocală, retracția mamelonului, deja vorbim de lucruri destul de avansate și de cele mai multe ori la bilanțul oncologic pacienta de multe ori, da, va să prezinte metastaze, deci deja o boală care a plecat și care interesează tot corpul. Acesta este riscul, să descoperim neoplazia în stadiile tardive. Deja când vorbim de metastaze, vă spuneam și mai devreme, Organizația Mondială a Sănătății a calculat acest risc de supraviețuire. Doar 30% dintre paciente supraviețuiesc la 5 ani de zile.
Și sigur vorbim de implicarea unor terapii mult mai complexe față de organism și față de țesutul mamar în sine. Vorbim de liniile de chimioterapie, imunoterapie, radioterapie, deci lucruri care sunt deja destul de grele de dus și de suportat și nu e o etapă ușoară din momentul diagnosticului, sigur că da. Chiar voiam să vă întreb despre opțiunile de tratament în privința cancerului de sân. Ce anume presupune o terapie atunci când noi depistăm această afecțiune într-un stadiu incipient? Da, este apanajul din momentul diagnosticului, este apanajul terapeutic, intră în discuția multidisciplinară, din care sigur oncologul are o mare pondere. El va gestiona în momentul respectiv, după confirmarea diagnostică, pacienta cu neoplazie mamară. Sigur că discuția se desfășoară sau ar trebui să se desfășoare, sigur, evaluarea cazului de fiecare dată, în fiecare etapă, între medicul oncolog, medicul radiolog, medicul radioterapeut, medicul chirurg-oncolog, pentru că în momentul în care există un diagnostic confirmat printr-o biopsie, pentru că aceasta este, de fapt, confirmarea diagnosticului de cancer mamar se face printr-o biopsie, da? Vrem să vedem ce tip de celule, dacă există sau nu receptor hormonal, pentru că terapia poate să fie diferită. Terapia este diferită în funcție de stadiul în care se află pacienta în momentul diagnosticului, pentru că opțiunile terapeutice pot să varieze foarte mult. Dacă, dau un exemplu, în stadiile incipiente putem să vorbim despre cura chirurgicală a neoplaziei și cu această rată mare de supraviețuire de peste 90%, în stadiile avansate deja putem să vorbim de o medicație adjuvantă inițială, adică fie de chimioterapie, imunoterapie inițial, în funcție de receptorii hormonali, care au ca rol o reducere în masă, în volum, adică vrem să scădem tumora și să ajungem într-o situație în care intervenția chirurgicală poate să fie curativă, asta este scopul, sau ne putem să vorbim și de stadiul foarte avansat de boală, în care vorbim deja doar de terapia paliativă, adică suportivă de a organelor, a condițiilor de viață. Deja vorbim de un stadiu foarte, foarte depășit. Și acum, la final, pe scurt, putem spera ca pe viitor această boală, da, cancerul mamar, să nu mai fie privit ca un verdict și o condamnare la moarte? Să știți că este realitatea noastră, de fapt, pentru că, comparativ cu alte multe neoplazii, cancerul mamar este unul dintre, să spun așa, formațiunile sau tumorile mai privilegiate. Deja lucrurile sunt mult mai avansate, așa cum am spus, am vorbit deja de această identificare precoce, deja anumite obiective s-au atins, liniile terapeutice s-au dezvoltat foarte mult, deci există speranță, asta este mesajul de final, există speranță mult mai mare, sigur, comparativ cu alte neoplazii, de supraviețuire și de activitate normală pentru pacientele cu cancer mamar. Și această speranță probabil este legată și de conștientizarea noastră. Este cea mai importantă. Este, de aici pleacă totul. Da, absolut. De aici pleacă totul. De la conștientizare, de la simpla palpare acasă, de la prezentarea la cele mai mici simptome la medic, de controlele periodice, toate aceste lucruri, de o viață sănătoasă, așa cum a spus și dumneavoastră, toate aceste lucruri contribuie la o scădere a riscului de apariția cancerului de sân. Da. Doamna doctor, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și precizările pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru bucuria de a ne fi urmărit. Până data viitoare, toate cele bune!